Te întreb de ce ești acum aici, tocmai într-o zi în care credeai că o să te relaxezi. Ai crezut că o să vii la un eveniment social sau că o să ai parte de o prezentare obișnuită? În cazul că e așa, ar fi bine să scoți căștile din urechi, să-ți lași telefonul jos și să pleci. În schimb, dacă ai disponibilitate pentru cunoaștere, vei rămâne. Și o să asiști la începutul unui fenomen. Totdeauna conceptele ezoterice au fost destinate unui grup restrâns de aleși. În câteva momente, universul o să așeze lumea în echilibru. Ziua și noaptea vor fi egale, iar lumina și întunericul în armonie. Este vorba de o singură clipă. Exact în acea fracțiune vei putea gusta din primul ezoteric. Inițierea ta începe acum. Cutia pe care o ai în față, cea de ezoteric, este protectoarea unui cod format din trei elemente de reflexie. Trei cercuri magice desenate, unde tu ca individ te vei oglindi în timpul vieții. Ele sunt gardienii vinului din interiorul sticlei. Un chardonnay misterios, surprinzător și dulce. Dacă ar exista un motto pentru ezoteric, acesta ar fi cu siguranță "In the day we die, in the night we fly". Tot ce cunoșteai până acum este opusul a ceea ce vei fi învățat. Ziua, lumina, este gazda morții voastre progresive și cotidiene, iar noaptea, împreună cu întunericul, sunt tărâmul zborului, visării și libertății. Vei regăsi un personaj dual format din schelet și pasăre, care este întruchiparea omului în toate cele trei reprezentări. În funcție de perioada lumină sau întuneric, una dintre ele devine dominant. Până acum, soarele te-a orbit, iar veșnica cursă pentru supraviețuire te face să uiți a trăi cu adevărat. Zilnic, abonați ai nebuloasei cotidiene, alergați după lucruri minore, bifați sarcini și mai tăiați euforici odată din calendar. Bucuria, trăirii adevărate, ați înlocuit-o cu zâmbetul morții care s-a mai apropiat cu un pas de voi. În opoziție, noaptea vă lasă odată cu relaxarea să vă puteți desprinde, să zburați dincolo de ceea ce bănuiți că sunteți. Visul va deveni pârghia cu care vă ridicați din banal și veți putea face orice, oricum și oricând. Pasărea își va deschide aripile spre a vă proteja imaginația. Acest echilibru va fi extrem de dificil de atins, pentru că cele două părți din noi, atât pasărea cât și scheletul, sunt inseparabil unite. Întrebarea este, o să aveți răbdarea să dezlegați fiecare nod? Sau zbătându-vă inutil, veți încălți și mai mult legăturile? Așa că priviți, gustați și reflectați. Această primă pagină din ezoteric o să arate într-adevăr cine merită să meargă mai departe. Ha 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 ha